Eroii căzuți în cele două războaie mondiale și toți cei care și-au dat viața pentru libertate și independență au fost pomeniți ieri și în localitățile comunei Beclean. Preoții au ținut slujbă la troițele din sat, dar și la cea de pe dealul Calborului, în prezența enoriașilor. Fericim Domnului să ne rugăm, Doamne miluie, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin pătimirea cea de bunăvoie, a unui a născut Fiului Tău, Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învieria. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru. Dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns și acest praznic minunat al înălțării Domnului. Ne-am rugat astăzi pentru iertarea păcatelor tuturor eroilor care s-au luptat pentru libertatea, demnitatea și întregirea poporului român. Am stat și ne-am gândit ce a fost în sufletul mamelor, soțiilor și copiilor atunci când acești bărbați viteji au plecat la luptă și au căzut eroic. Trebuie să-i respectăm și să le mulțumim că datorită lor noi astăzi trăim și suntem liberi. Recunoștință veșnică eroilor! Troița din dealul Calborului a fost ridicată în anul centenarului Marii Uniri 2018 de către Asociația Neam Unit, cu binecuvântarea preotului Ioan Paroș din Boholz și cu sprijinul sătenilor din satele Boholz și Calbor. Monumentul a fost înălțat în memoria ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă în primul război mondial și în memoria grupului de rezistență anticomunistă din Munții Făgărașului și a susținătorilor acestuia care au murit în munți, în lagăre, în închisori, jertfiindu-se pentru apărarea dreptei credințe, a libertății și demnității neamului românesc. Din monografia satului Calbor iese cu o patrulă românească din 1916, din timpul primului război mondial, formată din 3 soldați, a fost surprinsă de militari austro-ungari și omorâți aproape de locul unde s-a construit troița. Acolo au fost și îngropați, iar în locul acela s-a ridicat troița care amintește an de an de sacrificiul făcut de ei.